Avem stegulețe. Mulțumim asociației Accept din București care ne-a oferit aceste stegulețe. Este și 30 de minute, pot să vă spun ce am de spus. Încă o dată, bine ați venit! Este foarte, foarte multă culoare aici în Piața Unirii și era nevoie de culoare. Dragilor, acesta este un moment istoric. Noi, cu toții, alături de voi, în acest moment, creăm istorie. Pentru că oferim o vizibilitate comunității, iar ceilalți au ocazia să ne cunoască așa cum suntem, nu așa cum încearcă alții să ne prezinte. Unii ne întreabă de ce ieșim în stradă. Mulțumesc, Gabi, o să te rog să mă ajut să invităm. De ce ieșim noi în stradă? Pentru că avem dreptul să o facem. Alături de colegii mei din organizația Pride România, care organizează acest festival Cluj Pride și Marșul, am scris noi câteva cuvinte. Îi spunem noi declarația de la Cluj. Iată despre ce este vorba. Sunt situații și povești de viață cu care majoritatea nu s-au confruntat sau de care nu au auzit. Nu au avut și nu au reușit să-și facă o imagine clară, dar mai ales reală despre noi. Pentru că noi ne-am ascuns. Am trăit până acum în invizibilitate. Am trăit în teamă și în frica de a recunoaște cine, dar mai ales ce suntem. Am trăit în minciună, cu teama că ne vom dezamăgi familia, cu teama că ne vom pierde prietenii, cu teama de a nu ne simți inferiori, discriminați, batjocoriți și urâți de societate. Acum a venit timpul să ieșim într-un număr cât mai mare din invizibilitate și să fim deschiși. A venit timpul ca societatea să ne cunoască așa cum suntem, diferiți, ca de fapt întreaga noastră societate românească. Felicitări celor ce au avut curajul vouă să lase temerile și să vină astăzi și să fim aici. Celorlalți le transmitem. Suntem aici și pentru voi. Suntem aici alături de voi. Cu toții cred că sunteți în asentimentul meu. Cu toții cred că vă doriți, ca și mine, o Românie fără ură, fără discriminare. O Românie fără dezbinare și fără mesaje care să incite la ură. Suntem aici pentru o Românie în care cetățenii trăiesc în armonie și în respect, în bunăstare,
în solidaritate și în înțelegere. Suntem aici! Și nu s-a putut să fim aici dacă nu erau și aliații noștri, cărora le mulțumim. Și nu se putea să fim aici în Piața Unirii, chiar dacă aveam dreptul, dacă nu găseam în acest an o mai mare disponibilitate și un mai mare ajutor din partea municipalității. Așadar, chiar dacă domnia sa, domnule Milboc, nu a venit, cu toate că a fost invitat, mulțumim primăriei! Și mulțumim primăriei ca o formă de deschidere din partea noastră. Mulțumim, cum spuneam, tuturor aliaților care s-au luptat alături de noi la acel referendum din octombrie 2018, acel referendum al Urii, care ne-a dezbinat și care ne-a făcut să ne pierdem prieteni. Vor fi invitați care vor vorbi despre acest referendum. Acum, dragilor, o să dăm cuvântul domnului Andreas Wölter, viceprimarul orașului Köln, oraș înfrățit cu Cluj-Napoca, o municipalitate deschisă față de comunitatea LGBTQ și care, de ce nu, ne invită la marșul lor care va avea loc în curând. Noi, Pride România, vom merge. Poate veți veni și voi alături de noi. Mulțumim că ați venit. Welcome! So, my friends, it's hot, and so a warm welcome to all participants of Cluj Pride 2019. As mayor from Cologne, I'm happy to open the Cluj Pride with solidarity greetings from your sister city, Cologne, especially from our Lord Mayor Henriette Rehkamp. I am back, as I promised. I will come every year until the mayor of Cluj will open this gay pride here in Cluj. Last year, we had to demonstrate into March outside, out of the gates of the city. Now, we are here. We belong to Europe. And we belong to the middle of the society. And now we are here in the center of the city. Suntem aici. But in Romania, we are still at the beginning. We have a mountain to climb to reach our goals. But I'm sure with your support and your strong voice, we will empower equal rights of LGBTIQ in Romania soon. We will manage it that the gay pride will be opened by the mayor from Cluj. We will manage it that the mayor will welcome the organizers of Cluj Pride with a rainbow flag outside the city hall and with a reception inside the town hall. And we want to manage it that in Romania wedding bells will ring soon for the LGBT people, and we want to make sure full adoption right for LGBTIQ persons. We are strong in the fight against homophobia, marginalization, and violence and exclusions of minorities. That's the reason I'm wearing this t-shirt again this year. I am very proud of this big community. I'm very proud of this event. The traditional parties and the traditional part of the society must be clear. Without open-mindedness and diversity, no livable, democratic, and no positive development of the society can be reached. This
This pride is a demonstration of LGBTIQ people and is a strong signal for open society and self-determined citizens. Today, we are demonstrating for fundamental rights represented in the European community against discrimination, for respect and dignity. Thank you very much for this invitation, being here, of this good organization, being here in the city. Now we want to walk around here in the city. That's a big event. A big thank also to Lucian, to Sonia Manasses, and all the other supporters and volunteers from Pride Romania and Cluj Pride. We celebrate together today diversity, and I wish us all a friendly and a beautiful Cluj Pride this year. Thank you for your attention. Noi mulțumim, Andreas. Haideți să urlăm să se audă până pe morților! Mai facem un exercițiu. Acum vom urla să se audă până în Mărăști. Și acum și mai tare până în... până în... Mărăștiul! Era să zic Florești. Dar cred că e prea mult pentru anul ăsta. Mulțumim, Andreas! Îl invităm pe alături de noi, pe excelența sa, domnul Pascal Fesneau, consulul onorific al Franței la Cluj-Napoca. Bienvenue, Pascal! Merci! Hello! Thank you, Mr. Vice-Mayor, for being... Sunteți din ce în ce mai mulți! Perfect! Mă bucur! Aveți un festival de sport în Cluj astăzi, aveți un festival Gay Pride în Cluj. Cluj is the place to be. Aveți oamenii sportivi și aveți oamenii frumoși. Sper să avem și mulți jandarmi ca și anul trecut. Erau și foarte drăguți. Parcă era mai mult jandarmi decât oamenii prezenți. Ok, bravo, felicitări, ați ieșit! Acum e momentul să vă pupați, să vă țineți de mână. Sunteți liberi într-un oraș liberal, tolerant. Faceți! Acum! Trebuie să vă arătați că sunteți mândru de ceea ce sunteți și Franța va fi alături de voi. Libertate, libertate de a-și exprima, libertatea sexuală, egalitate de drepturi și fraternitate. Să fiți uniți și să vă doresc un Pride frumos! Mulțumesc! Mulțumim, Pascal, poți să rămâi alături de noi. Și apropo de cuvinte franțuzești, noi avem așa niște vorbe. Liberté, égalité, LGBT! Îl avem alături de noi pe domnul José Arnaud Usson, excelența sa, consulul onorific al Spaniei, la Cluj-Napoca. În numele de ambasada al Espaniei în România și consulatul onorific aici, inclus, sunteți foarte, foarte lângă noi. Espania e acum de 14 ani, acum suntem foarte, un país foarte liberă și acolo se poate căsători oameni cu bărbat, bărbat cu bărbat, femei cu femei, are la fel drept, la fel drept că toată lumea, are inclusiv drept de pensie și drept de adopție și aici vom reuși puti, puti, puti. Mulțumesc și o zi foarte frumosă. Și la vară mergem în Spania, acolo-s bărbați frumoși. Corect? Dar și noi avem mulți pe Grindr. Da, fetele ar trebui să aibă și ele o aplicație, ne gândim să facem una. Dragilor, îl avem printre noi.
noi pe Florin Buhuceanu, dar nu-l mai văd. A dispărut, a fost furat. Nu se mai fură copii, se fură activiști. Florin? Florin Buhuceanu? Până vine Florin, o să vă vorbesc despre o membră marcantă a comunității locale. Acum așa să vă fac un intro. A jucat alături de mine în trupa Veverițele Vesele. Acum câțiva ani de zile și-a pierdut vederea la un loc, la un ochi, scuzați-mă, după ce a fost atacată în plină stradă, aici, în centrul Clujului. Doamnelor, domnilor, vorbim despre Petruța Grasa! Mă văd, Lucia, nu trebuia să spui întrebarea, că mă marchează de fiecare dată când o spui, dar e ok. Viața merge înainte, eu mă bucur că vă văd într-un număr atât de mare, am și emoții, dacă nu mai folosesc microfonul de mult, ce mai întâmplă? Ce să vă spun? Eu vreau să vă spun atât că iubiți-vă, fiți fericiți, fiți ceea ce sunteți, așa cum mă simt și eu ceea ce sunt. Un drag queen, vreau transgender. Am rămas una dintre drag queen-urile care face drag queen performer în România și sper să vă încânt. I love you, Mitsu, darling. Și mă mai nu-mi prea place mult să vorbesc, am și emoții, dar fiți voi însuți și cu asta aveți de câștigat. Vă pup și vă iubesc încă o dată și happy pride! Mulțumim, Petruța. Poți să rămâi aici alături de noi? Cred că lumea s-ar bucura să te vadă. De ce am făcut acel intro și povesteam despre problema Petruței? Pentru că de foarte multe ori atunci când avem ocazia să vorbim cu, aș spune, partea adversă, dar nu trebuie să privim așa, cu oameni care nu ne înțeleg, spun: de ce ieșiți în stradă? Ce probleme aveți voi? Cine se ia de voi că nimeni nu vă face nimic? Cred că este cazul să mai arătăm și aceste nimicuri, nu? Și acesta este doar un exemplu, pentru că este un exemplu care a ajuns la noi, pentru că Petruța are curajul să ne spună ce i s-a întâmplat. În spatele ei stau nenumărate alte cazuri de care noi nu știm, pentru că oamenilor le este teamă să facă o reclamație. Cu toate că n-ar trebui. Instituțiile de stat s-au schimbat. Ne respectă mai nou. Sunt deschiși. Puteți liniștiți să mergeți, să vă cereți drepturile, să vă spuneți problemele, pentru că ei vor reacționa așa cum trebuie pentru orice cetățean al României. Egal. Noi trebuie să facem acest pas. Îl fac și ceilalți. A venit de la București. Săptămâna trecută organizat la București. Am zis bine săptămâna trecută? Antonella. Da, organizat la București un marș. Acum a venit să ne sprijine. Antonella. Wow, sunteți atât de frumoși și atât de mulți și atât de colorați. Felicitări că aveți curajul să veniți aici. Eu am venit aici să transmit un mesaj important din partea comunității transgender și toată susținerea voastră pentru voi. Cerem de urgență parteneriatul civil, în primul rând. Cât mai repede! Avem nevoie! Toate persoanele transgender duc în societate o luptă crâncenă. Întotdeauna întâlnesc transfobie în toate instituțiile publice. Săptămâna trecută la Sibiu, două femei trans au fost bătute până la sânge. De-aia avem necesitatea de a ieși în Pride. Pentru că trebuie să dăm vizibilitate persoanelor cele mai vulnerabile din comunitatea LGBT. E momentul să vorbim de intersecționalitate. E momentul să vorbim de persoane LGBT rome. E momentul să vorbim de lucrătoare sexuale. Să aveți un happy Pride! I love you!
Mulțumim, Antonella! Au venit astăzi alături de noi reprezentanții ai mai multor partide parlamentare și nu numai. Mânuțele sus să vă văd pe unde sunteți! Avem acolo Demos, Democrație, Solidaritate. În spate văd USR, mulțumim USR! Avem și Plus, mulțumim Plus! Și poate că anii viitor vor mai fi și reprezentanța ai altor partide care încă nu știu cum să-și facă planurile. Cum pot câștiga mai mult? Alături de noi sau împotriva noastră? Partidele ar trebui să înțeleagă că nu așa se fac jocurile politice. Cu toții suntem și ar trebui să fim egali. Jocul politic este unul singur. Corectitudine politică. Trebuie să oferi cetățeanului din România aceleași drepturi și mai ales respect. Cred că ați urlat destul. Nu de alta, dar mai urmează un traseu destul de greu și va trebui să urlăm ca toți ceilalți să ne vadă și să iasă din casă să zică cine urlă atâta. Dragii mei, eu sincer vă mulțumesc și mă bucur că ați avut curajul să veniți. Mai avem câteva minute până când ne vom deplasa. La 18 fix, la ora 18, vom pleca din Piața Unirii, iar ulterior, când vom termina traseul, ne vom întoarce aici să sărbătorim. Însă până atunci, cum ar fi să încercăm cu toții să facem un exercițiu? Un exercițiu, să zic, de prietenie, de umanitate. Suntem aici gay, lesbi, bi, trans, aliați, heterosexuali, prieteni, familii, rude, nu contează. Haideți să încercăm să ne îmbrățișăm unul cu celălalt, toată lumea. Să vedem cum toată lumea se va îmbrățișa. Câteva secunde de îmbrățișare și să le transformăm în sentimente pozitive. Pentru că vorbim de dragoste. Mulțumesc tare mult, dragilor! Putem să dăm drumul la muzică? Încă câteva minute și ne pornim. Până atunci, stăm pe loc și ne simțim bine. Happy Pride! Salute din nou înainte să pornim marșul. Au zis că vrea să fie cap de marș, așa că vedeți. Avem securitatea asigurată de el. Dragi, 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 dragi.
noi, tati.